Ben. Ia nouă. Dar ce am eu aici este un pachet. Este un pachet foarte special. Și o să vă spun de ce. Da. Aici am cadoul meu pe care mi l-am făcut singură. Și nu am putut să-l deschid până acum. Ziua mea a fost în august. Mami, de ce ți faci un cadou ție dacă nici nu ai ziua ta? Pentru că nu am putut să-l deschid din cauza că noi am plecat din Germania fiind ziua mea. Înțelegi? După să plecăm fix de la ziua lui Eric. Stai, popăț. Patrick, ai înțeles? De ce? Deci nu am putut să deschid cadou pentru că noi am plecat fix în ziua lui mami. Fix de ziua mea am plecat din Germania și am fost după aia ocupați cu tot felul de schimbări care s-au întâmplat în viața noastră. Pur și simplu acest cadou era undeva într-o cameră plină de cutii și nu am putut decât acum de moșul care să-l iau. Așa că astăzi m-am gândit să-l desfac împreună cu voi. Poate vă inspiri și faceți și voi lucrul ăsta pentru voi. Eu mi-a vrea și eu să mă fac mie un cadou la mine. Bine. Pentru că mi se pare foarte, foarte ok să fim împăcați noi cu noi și să ne apreciem noi pe noi mai mult. Așa că, de ce nu poate să fie și ceva micuț? Iar s-o agățat acolo. Hai, da, finează! Bun, deci hai să nu mai lungim atâta și să-l desfacem, că cred că Patrick e mai nerăbdător decât mine. Ce faci? Îl desfaci tu pe tine. A, nu pot să cred. Ce-i Patrick? Vreau să vă zic că lucrul ăsta mă îngrozește mult, de mult. La el se pun vinilul și se ascultă muzică retro sau ce muzică vrei tu, chiar și muzică nouă. Acest Plattenspieler, adică noi. Deci trebuie să mă uit și când o să editez, vă promit că vă scriu. Cred că știți, mulți dintre voi știți ce este. Este vintage, este făcut în Berlin. Se cheamă Nostalgie, acest model, și o să facem și unboxing, să-mi ziceți ce părere aveți, dacă și vouă vă plac lucrurile retro, clasice și de calitate. Hai să vă facem. Deci avem aici cablu, merge și prin Bluetooth, are și cablu. Cât mi-am dorit chestia asta, v-am mai zis și o să vă mai zic. Nici măcar nu vă imaginați cât de mult mi-am dorit-o. Și am făcut roșii de niște viniluri din Germania. Știu că și aici în România se găsesc, în magazine nu știu unde, dar online sigur se găsesc. Nu am apucat să caut, dar pentru că Romi a mai avut un drum în Germania, l-am pus pe el să merg acolo vinilurile pe care știam că le vreau. Așa că avem și vinil. Uite! Ia uite! Fac în viață de fac client. Așa. Wow! Pentru CD! Da, pentru vinil, Nostalgie. Și eu știu cum merge așa, pui ăsta și pui plângă ăsta și pui față așa. Wow. Deci e power. Deci e power. Exact. Dar de ce nu un CD-ul? Păi avem. Avem și CD. Avem CD cu muzică de Crăciun. Hai să luăm. Stai puțin, uite aici are difuzorul. Și aici. Are CD-ul. Îl poți conecta la calculator. Mami, am niște CD-uri. Stai să aduc CD-urile, CD-urile, să văd unde sunt, ok? Nu știu cât de bine m-a auzit, că lucrează și domnul aici. Și să trecem la lucrurile astea serioase. Și
și clasice, pe veche, așa. Asta este unul din viniluri cu colind de nemțești, colind de Crăciun și asta este cu Helene Fischer, o cântăreață din Germania care mie îmi place foarte, foarte mult. Sunt trei viniluri aici și a fost 39, da, și aici sunt toate melodiile. Da, deci cam astea două deocamdată, dar o să încep să mai cumpăr, bineînțeles. Vreau să-mi fac o colecție la care să ascultăm muzică de Crăciun sau în, la ocazii speciale. Hai să vedem CD-ul. Am reușit să-l conectez și o să vedem acum dacă merge și cum merge și toate treburile. Bun, deci e prima dată când fac asta, nici măcar nu știu trebuie luat. Asta cred că este o siguranță, nu? Da. O să întind puțin robotul ca să vă pun să ascultați puțin. Ce, Patrick? Nu că se zgârie după aia, te rog. Nu zgâria de pe acum. Eu am vrut să fac aia. Hai că după aia o să faci. Dar ce faci asta? Ah, deci e sonorul, uite. Cred că știu ceva Crăciunul ăsta, o să-l pun lângă brad și o să stau lângă el și o să ascult aceste colinde superbe și o să mă bucur de moment. După cum, așa cum vă ziceam și în primul video de Crăciun, primul video de decembrie, că anul acesta vreau să mă bucur de moment și știam de ce zic lucrul ăsta, pentru că știam ce se află în acel cadou. Imaginam că următorul Crăciun, chiar dacă nu știam că o să fim în România, o să fie unul special și vreau să mă bucur de moment și de familie și de momente în general și cam atât. Nu mai se întoarce. Uite cum faci așa? Și pui piedica și după aia e asta așa și poți să-l pui. Da, nu fățim, da? Mă bucur enorm și vă îndemn să faceți și voi la fel, să mă bucurați și să vă faceți să vă faceți viața mai frumoasă, pentru că viața e scurtă. Și e foarte, foarte important că... Alo! Ca noi să fim ok din punct de vedere psihic și pe interior să fim bine cu noi. O să vă arăt imediat. Cam asta a fost cu cadoul pe care mi l-am făcut anul acesta. Să nu mi aducă niciun cadou, să mi aducă doar sănătate pentru familia mea. Dacă și cam atât. Am tot ce-mi doresc. Dacă vezi închis, aici, când nu mai se aude nimic la muzică, mai faci și gata, nu mai se întoarce. Da? Și mami, dacă faci așa, uite, uiu, mai faci așa muzică ca de înțeles așa, uiu. Da, mami, ca DJ, dar asta nu-i pentru un DJ, asta e doar de ascultat. Încet cu aia, da? Ei, nu, profesoara ei îmi place. Eu da. Da, dar și nici profesoara lui Eric nu e chiar așa drăguță ca profesoara ta. Știi? Am bătut și pe teacher. Da? Teacher ăsta, profesor.
cursa mea de engleză. Da? Hai să spun. Nu, nu, nivelul ăla cu... Care? Cu ăla, Jingles. Ah, cu Jingles. Thank you.